Bună dimineața! Avem parte de niște zile plăcute. Suntem în perioada de lună nouă în semnul balanței. Venus, guvernatorul zodiei, se află într-o foarte bună stare astrală, astfel încât chiar și surprizele la care ne așteptăm vor avea niște conotații pozitive, plăcute. Iată ce anunță astfel pentru cele 12 zodii. Berbec. Ar putea să vă dea planurile peste cap, dar să fie o surpriză plăcută, o propunere neașteptată, să vă alăturați unui proiect incitant, să vă uniți forțele cu un partener, să facă fiecare ce știe mai bine și împreună să aveți succes. Taur. Întâlniri interesante, de perspectivă pentru voi, într-un cadru profesional sau cu ocazia unui eveniment oficial. Poate că ar trebui să faceți voi un mic pas, să vă oferiți serviciile, să vă autopropuneți. Posibil să nimeriți lața într-o împrejurare avantajoasă. Gemeni. O zi mai relaxată pentru voi. Vă bucurați că ați realizat niște lucruri în avans sau a ieșit mai ușor decât v-ați fi așteptat. Vă fac ziua frumoasă partenerul de viață. Copiii au ceva să vă povestească, să vă arată, să vă propună. Rac. Idei valoroase de aranjamente și de schimbări în casă. Să aduceți un plus de stil sau de culoare. Copiii voștri ar putea descoperi acum plăcerea practicării unui sport, a unei activități ce le solicită din plin potențialul creativ, lăsând din mână telefoanele, tabletele sau alte gadgeturi. Leu. Un început bun pentru cei care se pregătesc pentru examene, evaluări, au lucrări de pregătit. Vă faceți ușor ordine în idei, în gânduri. Noutăți importante, un sfat valoros, un pont venit de la un frate, un văr, un vecin, cu care aveți o strânsă legătură. Fecioară. Se pare că veți ști să vă pliați pe cerințele unor investitori sau ale unor sponsori și veți continua astfel un proiect important pentru voi. Din lucruri bune spre voi, va trebui ca voi, la rândul vostru, să vă ridicați la înălțimea încrederii care vi se acordă. Balanță. Vă și mirați de turnura pe care o iau acum evenimentele. Primiți, poate, răspunsul pe care nu mai credeați posibil. Sau se rezolvă o problemă pentru care stăteați ca pe ghimbi. Și totuși, nu este doar noroc, ci rezultatul unor eforturi și pregătiri ale voastre anterioare. Scorpion. Vești că se pot materializa promisiuni care vi s-au făcut recent sau că este nevoie să depuneți niște acte, să vă prezentați la un interviu. Se poate să mai lăsați de la voi în relația de cuplu, să dați credit argumentelor partenerului, să puteți reface o legătură de suflet. Săgetător. Perspective excelente în plan financiar. Bani sau un cadou, un spor, o recompensă pentru activitatea și talentele voastre. O manevră iscusită în afaceri. Și toate acestea se răsfrâng evident pozitiv asupra celor din familie. Sărbătoriți împreună. Capricorn. O veste neașteptată vă poate face să ieșiți dintr-o stare de expectativă, să luați măsuri, să treceți la acțiune. Conjunctură favorabilă pentru voi. Ați putea fi beneficiari unui loc liber. Să fiți cooptați într-o activitate din care să câștigați un plan financiar. Vărsător. Se poate să bateți palma mai ușor decât vă așteptați. Să fiți pe aceeași lungime de undă cu un partener de afaceri și să deschideți un capitol important în viața voastră profesională. Este o perioadă cu cheltuieli pentru voi, dar se pare că veți avea de unde să faceți față. Pești. Gândul că au intrat zilele în sac vă poate face să căutați variante de finanțare, să alegeți realiste în afaceri, să accelerați negocieri. Se poate să primiți un răspuns încurajator de acolo unde vă așteptați mai puțin și să vă veți concentra apoi pe acea direcție. Să avem o zi bună!